Bună seara tuturor celor care vizionați acest video. Am pregătit o ceașcă de cafea pentru următoarele 3 zile. Voi face așadar o citire în zeci de cafea și în cărți obișnuite ca și completare pe Zodin. Am să încep întâi cu ceașca. Zați arată așa, s-a format foarte interesant. Pot să spun că sunt 3 zile chiar foarte interesante. Dar nu lipsită de un pericol. În primul rând, pe lângă casă, pericolul este de o trădare, de o înșelătorie, de o hoție. Mai sunt aici niște pericole care țin poate de animăluțe, cum sunt șobolanii. Văd aici niște șobolani. Acum că sunt șobolan la propriu sau la figurat, asta o să vă dați voi seama în următoarele 3 zile ce reprezintă acești șobolani. Da, deci aveți ceva rozătoare, ceva care vă roade. Poate fi și o persoană care poate fi păguboasă pentru voi, vă poate face o pagubă, dar poate fi și o rozătoare care să vă apară în zona în care, dar poate fi și datorită unor situații păguboase, să zic așa. Mai descoperiți aici în aceste 3 zile, să știți că eu nu știu cât credeți voi din tot ce spun eu, nu trebuie să credeți, să spunem așa, e o citire intuitivă, este o citire generală, lucrurile pot fi sau nu mai mult sau mai puțin în realitatea voastră. Eu spun ce văd aici în ceașcă, nu? Dacă vă uitați la acest video, probabil că vă strânește curiozitatea titlul sau pur și simplu vă place să vedeți citiri în cafea și mie aici așa mi apare că ar putea fi o perioadă de 3 zile în care unii dintre voi, posibil, de aceea și apar aceste energii, aveți niște percepții, niște trăiri, nu știu, pot să le zic așa, orică voi visați, orică auziți, vedeți, e ca și cum, dar știți cum e, ca și cum s-ar suprapune, zici că e, ai impresia că vezi ceva și de fapt nu mai vezi, imediat dispare. Da? Deci așa doar ca o, ca și cum s-ar întrepătrunde universurile, așa aș putea să spun, că sunt doar fragmente dintr-o viziune și imediat dispare. Da? E ca și cum vezi ceva și imediat nu iese și te întreb, o fi realitate? Am avut să zic așa, confuzie, vreo iluzie, ceva, așa vă puneți întrebarea. Dar s-ar putea să nu fie chiar o iluzie. Sunt chiar într-adevăr niște energii ciudate. Ele țin acum universurile, să știți că universul întreg, așa ca întreg, cum îl văd eu aici în ceașcă, este ca și cum se trează niște energii, se curăță niște energii și se ridică niște vibrații. Voi vă ridicați niște vibrații, poate ca sinupus, pentru că văd aici o cruce, o credință care o aveți și atunci probabil că ținând post, v-ați curăța niște energii și atunci automat v-ați ridica niște vibrații și intrați pe o altă frecvență și vedeți niște lucruri, simțiți niște lucruri, înțelegeți niște lucruri. Văd că aveți niște secrete care le veți afla, să știți. Acum, unii dintre voi poate că vă veți folosi de aceste secrete. Ele pot fi și secrete legate de ceva, cum ar veni, studiat, a studiat ceva și ați descoperit o soluție. O soluție să rezolvați voi o problemă. Pentru că văd că vă poate aduce un noroc. Aș putea să spun că 3 zile pot fi cu noroc, cu bani, cu niște întâlniri aici care pot fi niște persoane care vin de la drum. Aveți voi niște întâlniri cu niște persoane de la drumuri. Prieteni pot fi într-adevăr la unii dintre voi, poate vă și pregătiți de o petrecere în familie și vin aceste persoane special pentru drumurile acestea care vreți să le faceți, pentru că e posibil să și plecați împreună la drum. Văd că se gândește cineva foarte mult la voi, cineva chiar de la drum, adică chiar de departe această persoană se gândește la voi. Acum văd că dacă v-ați stabilit cu această persoană o întâlnire, această persoană se gândește să vă mai propună ceva. Ori să vă spună că să mergeți undeva împreună, să faceți ceva împreună. Văd aici care are în cap un dar. Se gândește la un dar. Ca și cum ar veni să vă propună, uite, am darul ăsta și vreau să știu dacă ai putea să-l ții tu sau dacă ai putea să
faci ceva cu el, să mă înveți ce să fac cu el, ceva de genul, văd aici. Pot fi persoane care au din familie, care au niște daruri financiare, vorbind aici, parcă e vorba de ceva dar, ca și cum încerc să investească, să cumpere ceva, să cumpere ceva important care să crească ca și profit. Sau chiar voi sunteți această persoană care vă veți gândi la acest lucru, aveți niște daruri care trebuie să vă vină sau deja v-au venit și vă gândiți ce să faceți cu acest dar, în ce să-l investiți. Văd că parcă aveți în două direcții. Pe de o parte, poate o parte să-l puneți cum ar veni pentru casă, să rezolvați problemele casei și altă parte să-l puneți în altă casă sau în altceva în afara casei. Văd că puteți pleca undeva la drum, la drum lung, undeva unde sunt niște căsuțe, niște... Sau pot fi târguri din astea cu căsuțe, mă rog, cum sunt ele așa aliniate, pot fi târguri de căsuțe. Sau vă duceți undeva într-un... unde sunt căsuțe, să faceți o vacanță. Extraordinar. Deci, nu știu ce se întâmplă în următoarele 3 zile. Să știți că e ceva și în univers. Uite aici, cât ai extraterestru este aici. Da? Deci, zici că este din E.T. Ați văzut filmul, poate? Sau ați auzit de filmul acela de mult, nu? În care era cu acel cap și cu ochii aceia frumoși mari. Așa, nu? E, cam așa, deci că e un E.T. Un E.T. din asta. Acum, că ține de o realitate sau că ține de o ficțiune, mie mi-apare acest extraterestru. Poate că va fi și vreun eveniment, festival, nu știu, film, ceva care să vorbească și despre extraterestri. Iară tehnologie din asta, science fiction, ceva. Dar pot fi și din univers, că ele vin de sus, de undeva din univers, da? Dintr-un ceea ce nu e cunoscut încă. Dar vine și pentru că voi sunteți pe o frecvență, să știți. Deci nu toți puteți vedea astfel de lucruri, e foarte clar, ci doar la persoane care sunteți pe o anumită frecvență. Un întâmplător e ca și cum întâmplător intri pe frecvența aia. În momentul ăla ești cu gândul cine știe cum, da, și în momentul ăla intra pe frecvență, că de aceea apar flash-urile astea, adică vezi și nu mai vezi, să zic așa, e foarte fugitiv. Dar la alții s-ar putea să fie ca o întâlnire, adică ca și cum stai de vorbă, îți spune ceva, nu știu, vine în visul tău, vine în realitate, te oprești, te miri, te uiți, ești ca un curios, sau tu ești, zici că ești tu, exact, tu care rămâi foarte mirat de ceva, ca și cum ai fi de pe altă lume. Dar o să ai și de-a face cu persoane care pot veni de la drum și rămân foarte uimite de ce văd. Ce văd, unde te duci, te duci undeva, foarte posibil în următoarele 3 zile, să călătorești. Și în drumurile tale să vezi niște lucruri pe care nu erai înainte, de care nu erai înainte conștient. Aici văd că poate ține și de litoral, de mare, văd aici, văd multe păsări, pescăruși, nu știu ce au legătură pescărușii, poate pentru că te duci la mare. Pot fi și valuri așa agitate, cumva, mai și vremea asta care pare cu suișuri și coborâșuri, să zic așa. Ei, da, dar iar coboară Dumnezeu pe pământ. Aici zici că e chipul lui Iisus undeva coborât, jos, tot în mijlocul mulțimii. Și e foarte trist, aș putea să spun. Deci aici e o persoană foarte tristă, ca și cum Iisus e foarte trist, să știți. Plânge Iisus. Îi se adună lacrimile în barbă. Deci s-au adunat lacrimile în barbă lui Iisus. Și de aceea sunt, deci, sunt tot felul de... El coboară și aș putea să spun din ce simte aici o energie, ca și cum coboară și zice, uite, mă mai sacrific o dată pentru voi, mă mai cobor în mijlocul vostru și mai decât să vă certați unii cu alții, așa aș putea să simt, așa simt energia, e ca și cum Iisus coboară, de aceea e așa și foarte trist și supărat. E ca și cum zice, uite, mă sacrific eu, băteți-mă pe mine, răstigniți-mă pe mine, vărsați-vă oful, supărările pe mine, dar nu vă mai certați între voi, nu vă mai băteți, nu vă mai urâți, nu vă mai călcați pe bătături unii pe alții, fiți buni unii cu alții. Și el e trist, iar coboară, deci să știți că el este, cred că este deja cumva prezent. Are mâinile așa, știți cum, ca și cum ar zice, eu vă iubesc pe toți, sunt cu voi, vă ajut, vă învăț, v-am învățat. Să știți că, într-adevăr, sunt aceste energii care vin, poate, într-adevăr, că e și această credință, că eu te-aș și aici.
Deci, în viitor, dacă nu se schimbă ceva, uite și aici pe casă, pe lângă casă, da? Deci există acești șobolani, aceste persoane, aceste arătări, zici că e drăgușor din ăștia, așa cu coadă, niște demoni din aia cu coadă, zici că sunt niște, poate ați văzut și în filmele acelea, de aceea am zis, poate sunt și ficțiuni, puține și de filme, spectacole, evenimente care țin de evenimente din acestea care se fac în lumea artistică, culturală, că sunt foarte multe animăluțe din astea de science fiction, dar în sensul cele negative, acei broșorii, cei șobolani care sunt păguboși, acei drăgușori, acei demoni care fac rele, da, care îți strică treburile, da, sunt aici tot felul de... Dar uite, și un drăgușor, slab, slab, așa e slab, așa parcă zici că cade în genunchi și se roagă să fie iertat. Pentru că, într-adevăr, sunt niște energii, acum pot fi și aceste energii care sunt în univers și se întâmplă ceva, e o vânzoleală și să știți că o să auziți pe cât de păguboși sunt acești șobolani, drăgușori, demoni, ce-o fi ei, ei pot fi și într-o suferință și fac suferință în jurul lor că nu mai țin cont de nimic sau atâta pot. Ar veni șobolanii, ei nu sunt conștienți, nu, de răul care îl fac. Ei s-au născut să fie răi, ei s-au născut să fie păguboși. Cei din jur, dacă îi dresează, ați văzut la circ, nu? Când ia cât un șoricel, șobolan, chiar cât un leu, chiar cât un șarpe, chiar cât un... Deci aceste animale sălbatice, să zic așa, care fac rău, nu știu, și le dresează, le umanizează, le sensibilizează, le fac să asculte, să nu mai facă rele. Cum ar veni, le folosesc în altceva, ca să nu mai fie... pentru că aici poate ține și de... faună, floră, nu? Unde se întâmplă niște lucruri, că văd că poate sunt două căi, pe două căi, acolo unde apar șobolanii, ies niște secrete la iveală. Deci unde sunt, se înmulțesc șobolanii, șoareci, nu? Unde există acolo ceva, animale care ies, deci se întâmplă ceva, de aceea ele nu degeaba, sunt speriate, pot fi și speriate, că animalele totuși au și celălalt șaselea simț, da, instinctul de conservare, nu, primitivismul ăla lor, care totuși le simt, mai ales care sunt în pământ, nu, care ele totuși își fac în adâncurile pământului, își fac locșorul lor în care să trăiască. Ele simt și energiile pământului, că sunt în mișcare și se sperie și atunci ies la suprafață, dar pot ieși și pentru că sunt într-o devin agresive, atacă, sunt niște energii care se modifică, pentru că vin din univers și posibil și oamenii să aibă niște reacții, pentru că aceste energii din univers cumva scoate la suprafață binele sau răul din om. Dacă ești o persoană cu cât ești mai dornică să te ridici pe o vibrație înaltă, cu atâta lucrezi mai mult cu tine și lupți cu aceste energii, instinctele astea primare, nu, de distrugere, să zic, sau de autodistrugere. Dacă te lași în voia energiilor, să zic așa, ele te pot doborâ sau te pot înrăi, te pot face dușman, te pot face să devii, să faci prăpăd în jurul tău, nervos, nu știu, agitat, îți ia mințile. Dar aici să știți că sunt niște vânzolele în univers, așa le simt. Eu le spun ce îmi simt acum, hai să trec și dincolo de această energie. Pentru că să știți că e o energie foarte frumoasă, uite ce drumuri frumoase se deschid, aripile acestea de îngeri al lui Isus, ale îngerilor și arhanghelilor, nu vă spun ce curățenie, ce curățenie, ce lumină pot face. Poate vă duceți într-un loc foarte luminos, într-adevăr, poate fi și că soarele, pe unde vă duceți voi, vă va îmbrățișa cu energia sa, la luminii sale și veți avea revelații, veți avea bucurie, veți avea... Nu știu, așa parcă o stare de spirit mai pozitivă, mai generoasă, aș putea să spun, ca și cum vreți să-i ajutați pe cei necăjiți, ca și cum vreți să-i faceți să zâmbească pe cei triști. Poate veți fi mai generoși, dar într-adevăr pe profesie, carieră sau, mă rog, în drumurile voastre puteți vedea persoane care au nevoie de ajutor, dar și persoane care, cum să zic, provoacă ceva. Doamne ferește, uite aici și de energiile acestea care sunt ale conflictelor, să nu ajungă să provoace
acolo. Dar aș putea să spun, să știți că e o situație foarte interesantă. Eu spun ce văd. Eu sper să fie de bine pentru toată lumea, așa cum spun mereu, nu trebuie să credeți în ce spun eu. Aici văd niște energii ale unor, ar fi și instrumentele sau navele, să zic așa, care sunt pentru un conflicte folosite, pot avea probleme. Nu știu, nu mai funcționează. Nu știu, parcă au o confuzie. Zici că intră în picaj, zici că deviază de la traseu. Nu știu ce se întâmplă. Deci, ca și cum, orică sunt din cauza energiilor Universului, cum ar fi furtuni solare, se dereglează aparatele de zbor, dar le văd pe cele pentru conflicte, adică nu pentru cele care sunt, cum ar veni. Adică atunci, în momentul când cineva pregătește, cum ar veni, un conflict, o ceartă, un scandal, parcă nu mai poate, se încleștează gura. E cam așa ceva, nu știu cum să-i explic. Deci așa văd, e ca și cum atunci parcă zici că Dumnezeu, Universul, nu mai vrea să te lase să mai fii rău. Și n-a pus să fii, să te enervezi, să-i zici ceva cuiva, să-l înjuri, nu știu, să-i zici ceva urât, sau să-i zici vreo vorbă așa cu dublu înțeles, că imediat îți pare rău, imediat ți se întâmplă ceva, imediat parcă ți se încleștează. Adică ca și cum îți dă niște semne, aș putea să spun că sunt niște semne care le vor primi cei care fac anumite lucruri, greșeli, cu intenție, fără intenție, cum ar veni. Că de aceea sunt și acești șobolani speriați. Se vor speria și ei, adică ei se vor speria, pentru că au niște semne. Deci ca și cum Dumnezeu îi zguduie, să zic așa, undeva unde sunt, încă trebuie să plece, să fugă, sau trebuie să se sperie și ei, rămân puțin așa cu gura căscată, ce li se întâmplă. Până atunci parcă nu era, parcă nu... Adică ceva de genul simt aici, sunt niște energii, uite cum și de o parte, parcă două credințe din două părți, da, sunt cumva prinși la mijloc, sunt cumva, li se întâmplă, dar Doamne ferește și de mișcările pământului, într-adevăr, deci poate fi o zguduială în următoarele 3 zile, pe mai multe, adică pe mai multe părți, poate pleca într-o parte, cum ar veni să fie o mișcare a pământului într-o zonă a lumii și după aia vin replicile în totală distanță opusă, unde nu te gândești. Ca să zic așa, adică cumva s-au produs niște discrepanțe în care nu mai poți acum avea un control să știi, să zici, băi, dacă acum aici a fost, știu că mâine o să vină valul în partea altă. Nu, nu prea mai. Cumva poate fi cam peste tot sau poate fi total diferit de unde aștept sau s-ar putea să nu mai fie, pentru că e această, uite, energia lui Isus, să știți. Eu sper să fie de bine, dar e de bine în momentul în care într-adevăr, aceste energii ale răului, cumva, uite cum zici că și aici stă undita mai Arhanghelul, Îngerul, sau chiar Dumnezeu însuși, ca și cum se oprește în față și spune, hei, ia vino încoace un pic. Te-am cam lăsat un pic de capul tău, să zic așa. Da, eu un pic văd aici că niște îndoiele aveți. Data de 23 poate juca un rol important pentru voi. Și astăzi văd că a fost o zi foarte importantă pentru voi, dar și pentru 21. Poate vin niște miracole. Așteptați-vă la niște miracole, să știți unii dintre voi. Deci vă spun, aici mai ales care aveți credință, care aveți așa, văd aici aveți o minte clară, foarte clară, limpede. Dar uite, iarăși aici ai extraterestri. Uite cum stau ei cu ochii pe casa voastră. Mă rog, în zona în care locuiți, nu pe casa neapărat. Deci că sunt extra, peste tot sunt, să știți. Deci să știți că sunt peste tot extraterestri. Cu cât sunt demonii ăștia de mult pe aici, pe jos, și șobolanii ăștia și toate astea pe aici, extraterestrii vin, aș putea să spun că pot fi spiritele niște extraterestri buni pentru că au coborât în straturile de jos, sau mă rog, în mai multe zone ale lumii, au coborât și niște arătări, să zic așa. Sau e vorba de persoane care au făcut niște lucruri și acum vin aceste energii cumva ca să potolească. Pentru că poate fi un pericol la nivel de univers, nu neapărat de planetă, dar și planeta, cum ar veni, aș putea să spun că planeta este ca o... dacă îi se întâmplă ceva planetei, provoacă în univers o vibrație care poate să afecteze alte planete sau, mă rog, alte universuri. Și de aceea vin. Aici pare științifico-fantastic, dar eu așa le văd și așa le simt și așa vi le spun. Pentru că văd că lucrurile se pot schimba foarte bine, dar nu ușor. Nu fără ajutorul acestei mari credințe, nu fără această dorință, că văd și în inima voastră, unii dintre voi chiar ați simțit niște lucruri și chiar ați făcut o schimbare, alții o veți face,
Că dacă nu o veți face, veți fi obligați să o faceți. Orică vi treceți printr-un necaz, orică treceți printr-o durere, printr-o pagubă, printr-o suferință, ceva, vă va speria și pe voi ceva. Deci fiecare dintre noi, aș putea să spun, uite, fiecare dintre noi, s-a mai trecut, a mai fost ciclicitatea asta, poate acum zeci de ani sau sute de ani, a mai fost ceva, s-a mai întâmplat ceva. Nu e prima dată, dar acum s-ar putea să fie mai greu decât a fost, pentru că suntem și pe o altă frecvență sau suntem pe o tehnologie superioară, să zic așa. Da. Animale, uite, iar animalele sălbatice, să știți, e foarte. Și o problemă de sănătate văd aici. Aici, fiind o citire generală, poate nu te afectează pe tine pe sănătate, dar totuși e iară ca un virus din ăsta, așa cumva, care nu afectează pe oricine, ci doar pe anumite persoane care poate au o anumită problemă. Au o anumită problemă sau au tangență cu acest domeniu, într-un fel. Poate fi legat și de inimă, să știți, dar poate fi și legat de creier. Deci aici văd probleme care țin de inimă-creier, conexiunea inimă-creier, poate ține și de oxigen, ceea ce respiri, aerul care respiri, pentru că nu se oxigenează bine inima-creierul, să zic așa, prin aerul pe care îl respiri. Depinde pe unde sunteți. Da. Foarte interesant. Așteptați-vă la darul. Deci asta pot să spun că următoarele 3 zile, văd că aveți o întâlnire. Unii dintre voi, probabil că aveți întâlnirea cu partenerul undeva în afara casei, să vă duceți, că vă văd față în față, pupându-vă, îmbrățișându-vă. Parcă vă uitați împreună, vă duceți să faceți niște poze, nu știu ce faceți voi aici, vă faceți poze pentru, vă pregătiți pentru o nuntă, petrecere, ceva, că vă faceți poze sau aveți vreun eveniment. Aici văd niște persoane, întâlniri importante, să știți că în următoarele 3 zile posibil și pe societate să fie niște întâlniri importante, la servici, pentru servici, puteți primi niște vești. Văd că vreți să faceți o schimbare. Ori de servici, ori acolo voi să faceți o schimbare. Dar aveți într-adevăr un nuliu, ceva aici, o pasăre, o persoană care zice că e foarte, să vină repede să vă smulgă, să vedeți un lucru, un proces, să-mi fure găinile, nu? Cam așa ceva aveți voi aici. Repede, repede vine, nu va putea, pentru că se va opri la timp, orică cineva îi taie calea și se sperie și se oprește. Deci am zis, sunt niște energie, așa le simt, ca și cum aceste persoane care fac ele ceva, sunt lacome, egoiste, rele, cum or fi, li se întâmplă ceva, vor fi oprite la timp sau se vor opri ele într-un timp. Că dacă nu se vor opri, parcă zici că cade pe scări de sus în jos, parcă așa, Doamne ferește, să fie și vreo mișcare a pământului sau acolo în clădirea în care sunt să li se întâmple ceva, să aibă vreo, nu știu, deci nu le văd bine, nu le văd bine, deci schimbările să știți că vor veni, poate că și Dumnezeu lucrează în felul său, adică există un revers, există un revers. Și se vor mai potoli, să zic așa. Nu știu neapărat că se vor schimba definitiv, dar probabil că se vor mai potoli, pentru că văd că după aceea se așează lucrurile, se mai liniște, se mai triază. Se mai triază. Că este într-adevăr aici parcă o dușmănie, o ură, deci că e o persoană aici așa care are niște, are fruntea înaltă, parcă nu are păr pe frunte, poate că nu are păr, cumva, are părul mai rar, numai, sau nu mai are păr pe partea sa, frunții în sus, deci nu se vede decât dacă parcă un pic pe la spate, parcă mai are păr, pare bărbat. Va da de un necaz, își va lăsa capul în jos. Era foarte convins, cam îndrăcit puțin el puțin aici, cam îndrăcit de ceva, are niște păcate, are niște secrete și secretele ies la iveală și cam pe cât de sus a ridicat el, cam pe atât de jos se poate duce. Deci aceste scări pe care el le-a urcat cumva și prin niște secrete sau cu ajutorul unor persoane care au lucrat cumva prin niște secrete, într-un mod secret sau nu știu. Dar în orice caz, într-un mod totuși ascuns, pe ascuns sau într-un mod care a creat totuși o greutate. Sau sunt persoane care au făcut ele niște greutăți. Pot avea probleme. Mi se întâmplă ceva, că are o cruce, are o karmă. Deci are o karmă. Deci are un revers. Are și niște vulpi în preajmă, într-adevăr, dar
cum să zic, fiecare vulpe își găsește vulpea sa sau. Da. Și, într-adevăr, pot apărea probleme care țin de lege, văd aici, o justiție sau aici poate țineți două căsnice. Dacă aveți vreo persoană cu care sunteți în vreun litigiu și v-a făcut vreo nedreptate, pe cât dacă v-a și amenințat sau v-a râs în față și v-a zis, aha, n-ai tu, nu o să poți să faci nimic sau ceva de genul, o să-l vedeți acest personaj, această persoană, cum o să stea cu capul în jos, cum o să dea cu nasul de pământ, cum mi se rupe nasul, să zic așa, între ghilimele, cum mi se întâmplă ceva la propriu, la figurat, că îl văd foarte trist, foarte supărat, foarte necăjit și lângă el sunt și problemele astea cu legea. Ori le avea deja și, cum se spune, a ținut el capul sus, a încercat el să pară că nu o să aibă probleme, dar cred că le va avea, că văd că vin vremuri tulburi pentru o anumită persoană din viața voastră, un vulpoi bătrân pare cumva, da, un vulpoi bătrân, un personaj mai șmecheraș cumva aici, poate fi și cu o literă de R, P, C chiar, da, cam de 23 de ani, 30 de ani, sau de la 23 de ani, tot face el ceva, este cumva, văd o cifră 23 sau pe data de 23 apare ceva, se întâmplă ceva, vine o noutate, o schimbare, 21-23, între 21-23 sunt niște secrete vești care le veți afla, foarte multe vești, să știți că vor fi, dar unele dintre ele pot fi cu skepsis, adică văd că trebuie să faceți o alegere, să luați o hotărâre sau le veți tria voi așa, parcă cerneți, cerneți, cerneți. Și cerul cerne, se cerne, poate și plouă, nu știu, sau vine așa parcă o cernere, dar se cerne, să știți că tot universul e într-o cernere. Cernere, 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 cernere și rămâne, rămâne, rămâne ce trebuie să rămână. Da. O să vă duceți undeva unde, aici într-adevăr poate țineți de credință, că vă tot duceți la biserică, tot văd drumurile s-a dus, întors, dus, întors, probabil că vă veți duce la niște slujbe de biserică în următoarele zile. Și se vor, așa se și cerne, se și schimbă niște energii. Dar și acolo la biserică, să știți, o să vedeți lume care degeaba se duce la biserică. E ca și cum se duce acolo la biserică ca să vadă lumea că s-a dus la biserică sau se duce ca să facă alte treburi, altceva. Deci nu văd credința pentru aceste persoane, deci nu, ori nu o înțeleg, se duc așa în virtutea inerției a unei obișnuințe, se ia după lume, dar nu văd că au vreo credință în ei, vreo mintea lor, vreo conștiință, ceva, nu văd. Deci sunt persoane care, într-adevăr, acolo la biserică, ele n-au nicio treabă cu credința. E doar o fațadă sau nici măcar n-au fațadă. Deci nici măcar n-au fațadă, adică pur și simplu chiar pe față ele își continuă felul lor de a fi. Dragile mele, să știți că o să auziți o nuntă, nuntă secretă sau se pregătește o nuntă, să zic așa, poate încă nu se spune, nu se vorbește, pregătiți voi o nuntă, poate încă nu spuneți de ea, o veți spune în ultimul moment, dar poate fi și o nuntă secretă de care veți auzi. Veți auzi de o nuntă secretă, văd aici un miro, o mireasă, foarte frumos, de aceea poate am văzut și fotografiile acelea, poate că se pregătesc deja niște, zic așa, sau nu știu în ce domeniu lucrați voi. Aici sunt niște evenimente foarte frumoase care vin pe lângă casa voastră, undeva în jurul vostru, dar să știți că pot fi și de la, adică după ce vine cineva din străinătate sau după ce sau veți pleca voi în străinătate după ce faceți această nuntă, pregătiți această nuntă și apoi vine acel drum care veați face cu mare miracol, cu mare reușită, să știți, acolo la drum, undeva la drum, să știți că sunteți așteptați, veți avea un mare noroc, un mare dar, o mare veste. Călătorii cu avionul, văd aici că veți călători două, poate că faceți cu escală, văd aici, probabil că sunt și călătorii peste mări și țări, să zic așa, aici. Dar uite ce îngeri cu aripile deschise, ce miracole, ce schimbări, deci să știți că sunt niște energii foarte puternice în aceste zile, deci de a vă pune dorință, de a vă împlini dorință, sunt și energiile soarelui, lunii și al altor planete care cumva ele sunt într-o energie, uite cum sunt aliniate. Deci ce aripi de îngeri, ce schimbări extraordinare, sunt niște șanse extraordinare de a face niște lucruri atât de bune, de pozitive, de a fi îngeri pentru cineva, de a fi, avea îngeri în viața voastră, de a face miracole, de a fi voi miracolul, de a avea, deci
Nu vă spun ce energie sunt. Acum depinde poate și de fiecare în parte, dar o să auziți și de, uite, cântă cucuveaua pentru cineva, să știți, Doamne ferește, orică aveți pe cineva bolnav, că-l văd la pat și poate trece, văd, că are un hop. Orică are un dușman care încearcă să-i facă răle, rele, cum ar veni, ca să-l aducă la pat, să-l aducă, mă rog, aici, într-o situație. O să auziți ceva și de case regale, sau văd niște blazoane aici, vă vin persoane dintr-o țară cu blazon, nu știu ce faceți voi aici cu niște blazoane, depinde unde aveți și casa. Da, văd aici niște evenimente, spectacole la care participați, iepurași, de aici nu vă zic aici câți iepurași văd cu ușoare de pași, probabil că pregătiți aceste decorațiuni, o să vă duceți pe undeva unde sunt numai decorațiuni așa care țin de evenimente de Paște. Și o să vedeți spectacolul acesta cu evenimentele de Paște, probabil altfel decât l-ați văzut până acum. Altfel decât ați văzut. Mai stilat, mai elegant, veți fi niște energii mai elegante, le pregătiți deja unii dintre voi, sau vi se vor, că de-aia rămâneți uimiți pe unde vă duceți, că vă veți mira de ce stil de petrecere, de evenimente legate de aceste energii. Data de 23, iar din nou se repete, ce-o fi sau peste 3 zile, 3 ore, ora 3, 13, 23, primiți o veste. Vă cumpărați ceva de valoros, să știți, ceva important pe care vă doreați de foarte mult timp și veți primi daruri frumoase. Deci, iar văd multe, 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 multe flori, foarte multe flori, foarte multe, spectacol de flori, deci că e un miracol de flori peste tot în jurul vostru. Florile vor juca un rol important, probabil și cu ocazia acestor zile de Paște, dar și după și înainte, adică înainte. Uite, vrăji farmece care se sparg. Deci se sparg niște vrăji farmece, niște vrăji ale pământului, pot fi și energiile pământului. Ceva se poate întâmpla și cu energiile pământului. Adică, dar pot fi și legat din cauza unei vrăjitorii, a unei femei, din semn de pământ, voi. Haideți să vedem ce spun cărțile. Sau veți afla de cumpănă unei femei din semn de pământ. Pentru semnele de foc, berbec, leu, săgetător, drag, berbeci, lei, săgetător. Haideți să vedem ce spun cărțile pentru următoarele 3 zile. Da, aflați voi de niște lacrimi, de niște vești, niște enervări. Vă enervează ceva sau aflați de cineva care trece prin niște lacrimi, o veste. Primiți o veste, veți avea un noroc, o reușită, dar și ceva stres pentru norocul ăsta, pentru reușita asta. Reușită, într-adevăr, de dar miracol, miracol pe casă, într-adevăr, miracolul lui Isus. Sau legat și de un copil la unul dintre voi, dar pentru copil, poate chiar mai învățați ceva, vă pot veni și vești de la drum sau chiar faceți voi un drum, se gândește cineva de la drum să vă invite undeva, poate la un eveniment, la un spectacol, la un curs, copiii pot să gândească să facă un drum pentru mai școală, educație, văd că și pentru o sănătoșie, dar totuși să știți că pe timpul nopții cineva vă cam urmărește, aflați într-adevăr pe timpul nopții ca și cum ar ronțăi un șoarece, să zic așa. În dragoste, mare reușită, mare realizare care aveți prin familie, prieteni, dar și o gelozie, aveți și pe cineva gelos, cu bârfe, cu răutăți. În drumurile voastre, bucurii în cumpănă, într-adevăr, țin de niște, de un bărbat aici, vă ține, de cineva curios, aflați de un secret, aflați un secret de la drum al unei, ori de necaz, ori că a trecut printr-un necaz și totuși aici țineți de credințe, ca și cum cineva n-a crezut până acum și o să creadă. Că se sperie, a trece pentru un necaz și ca și cum dă de necaz și ca să se roagă și schimbă energia. Pentru că începe să creadă. Și pe servici veți avea o reușită, o realizare, o veste, o petrecere, să știți, ca femei din semn de foc sau și voi ca bărbați, în inima voastră vă veți bucura. Vă veți bucura că veți trece cu bine peste o cumpănă, peste un necaz sau pentru că se schimbă niște lucruri, că vi se împlinesc niște vise, dorințe. Faceți o schimbare, poate vine și legat de servici. Surpriza o familie, o petrecere, într-adevăr, o nuntă. O nuntă, aflați de vreo nuntă. Aflați de nunta cuiva, se căsătorește cineva. Dar haideți să vedem, sau, mă rog, întâlniri de familie, prieteni, reușită de un eveniment, poate fi și legat de un eveniment. Dar să vedem ce sunt cu aceste cumpene. Văd că pot fi cu vorbe bune, cu idei, cu noutăți, dar și poate ține și de o rivalitate aici, cumpăna asta. Un conflict ceva, cum până într-adevăr se poate tăia necazul cu un dar, cu reușită, ține și de o hotărâre, de o credință,
de o prietenie, de o căsătorie a cuiva de la drum. Și surpriza, sau cum ar veni și un, o, cum ar veni să ai un blocaj în drumurile tale, da, să se întâmple ceva cuiva și asta să conștientizeze pe cineva, să devină mai atent. Că văd că tinerii vor juca un rol important sau niște idei, niște soluții noi, niște revelații, o gândire mai pozitivă, aș putea să spun, sau mai bună, o îmblânzire, aș putea să spun, că o îmblânzire a unor situații. Iar la fel și dragostea, să știți că va juca un rol important. Cineva, să știți că se îndrăgostește de voi sau e deja îndrăgostit și vă va spune. Haideți să vedem ce spun cărțile pentru semnele de pământ, aur, fecioară, capricorn. Oh, vi se ascund niște lucruri. Legate de... Vi se ascund niște lucruri. Vi se ascund, da? Vi se ascund multe lucruri, să știți. Aflați secrete. Deci, sunt multe lucruri pe care... ori voi ascundeți niște lucruri, ori niște lucruri au fost ascunse. Sau, mă rog, nu știu de ele și acum o să iasă la suprafață foarte multe, grămadă, de aceea mi-a părea mie așa ca și cum e o cădere sau o ridicare, acum depinde. Pe casă, în casă, într-adevăr, discuții, întâlniri, îngeri, deci că sunt îngeri, copiii pot juca un rol important, sau niște idei, noutăți, vești, discuții, sau păsări, deci că sunt păsări, deci că e un stol de porumbei, de, nu știu, de pescăruși, da, undeva, vă duceți undeva, sau unde tei copii, tineri, persoane noi, mai multă energie pozitivă, parcă simt așa, aud râsete, aud veselie, aud bucurie, aud păsările care zboară, cum sunt pescărușii. Pe casă, dragoste, la fel, uite, un cuplu, sau voi ca bărbat, cu o doamnă care vă iubește, cu care vă întâlniți, și de la vreun randevu, nu vă dați iubirea neapărat, cât vorbe bune, chiar o moștenire, sau veți discuta lucruri importante cu cei din familie, cu prietenii, la masă, undeva, pentru o vacanță, poate să mergeți. În drumurile voastre, petrecere, reușită, realizare cu o persoană care vă invită undeva, se gândește, aici poate și legat de o petrecere, o aniversare, ieșiți pe undeva, aveți, dacă aveți un bărbat din semn de foc, se gândește la voi, vă fixați întâlniri cu el, e o minune pentru voi, o revelație, un ajutor, e o veste, o noutate, la servici. E, aici puteți afla de o cumpăna cuiva, pe profesie, carieră. Cineva, într-adevăr, cade când nu se așteaptă, îi se trage, își face singur, ori are o problemă de sănătate, ori are un necaz, are ceva, o pagubă. Și surpriza, oameni de lege, sau aici mai degrabă aș putea să spun credința, aveți de-a face cu niște persoane bătăioase, combative, în slujba binelui, a sănătății, a sportului, a mișcării, a educației. Aici văd niște persoane foarte determinate să facă lucruri, pot fi și oameni de lege, pot fi și personalități ale în politică, în știință, în educație, văd care au multă prietenie și dragoste. Deci aș putea să spun că următoarele 3 zile vin cu reușite, dar să vedem ce cu această persoană care dă de necaz, poate fi un bărbat, o despărțire de un bărbat sau să aflați de această persoană care are niște secrete totuși, greutate, ține poate într-adevăr de un cuplu, aflați din cauza unui cuplu, sau mă rog, din cauza unui cuiva combativ, ca și cum cineva face puțină, cum să zic, lumină într-o situație și acea persoană cumva nu mai poate să mai continue să facă ce a făcut. Haideți să vedem, sau din cauza unei schimbări. Haideți să vedem ce spun cărțile pentru semnele de apă, rac, scorpion, pește, casă, dragoste, servici. Bucurii, miracole, așteptați-vă la o revelație, la un miracol, la o dorință care să se împlinească la o zi mare sau printr-o veste, printr-o întâlnire fixată de voi, printr-o idee care vă vine, deci veți avea idei geniale. Pe casă, în casă, e într-adevăr oameni de lege, hotărâre, puteți afla de un necaz sau un stres aici, poate și o enervare din cauza unor secrete, unor chestiuni, poate și unor conflicte, unor întârzieri, blocaje sau într-adevăr șobolan din ăștia mai mari, aici apar niște șobolani mai mari, să zic, nu prea mici, sau persoane care sunt păguboase. Și pe dragoste la fel o cumpănă la semnele de apă, poate fi și din cauza unui cuplu, e ceva pe curând. Acum, orică e vorba de o naștere, văd aici, orică e vorba de o dușmănie între niște persoane, da, și se taie necazul până la urmă, cu o veste, cu un dar, cu o bucurie.
Pe, în drumurile voastre sau de la drum, lume multă hotărâre, întârzieri, într-adevăr, bârfe, dar pot fi totuși cu reușită. În schimb, pe servici. Deci, iară copii, ia uitați ce miracol vin prin tineri copii, idei noi, soluții, moșteniri, iară îngeri, îngeri, arhangeli sau aceste păsări, iară râsetele astea care le văd aici, le simt copiii, pot fi tine, pot fi spectacole, evenimente care țin de tehnologie, ceva nou, are legătură și cu străinătatea. Și pe surpriză, într-adevăr, un cuplu care vă bucură în casă, vă pot veni musafiri, reușite, dar să vedem ce-i cumpăna asta pe casă și pe dragoste, totuși. Stresul ăsta, enervarea asta, văd că sunt de la niște hotărâri, pot ține și de haina statului, dar pot ține și de sănătatea cuiva, de moralitatea cuiva, de sinceritatea cuiva. Într-adevăr, țin de familie, niște secrete de familie, stres în familie, puțin poate știm din cauza unor întârzieri sau unor secrete, unor neînțelegeri. Și pe dragoste poate fi și legat de o gelozie sau de răutățile cuiva. Aici poținește cineva care te cam stresează, adică sunt niște neînțelegeri, răutăți, dușmănii, să zic așa. Haideți să vedem și pentru, sau că nu ies niște planuri. Pot fi și sub lacrimi, supărări și din cauza unor planuri care nu ies. Să vedem pentru semnele de aer, gemeni, balanță, vărsător, pe casă, dragoste, servicii, surprize. Niște cumpene pe casă pe curând, aflați niște secrete sau legate de niște dorințe, de niște vise ale voastre sau chiar țin de vise, să visați ceva. Aveți niște îndoieli pentru niște vise, nu știți ce să mai credeți. Pe casă, în casă, lume multă hotărâri, musafiri sau hotărâri de drumuri, dar pot fi și întârzieri. Și apele pot juca un rol important, vântul, focul, aerul. Pe dragoste, în schimb, mare reușită printr-un cuplu, printr-o familie, într-adevăr, poate ține și o invitație pe undeva, o căsătorie, o minune, un miracol care vine. În schimb, și voi de la drum, ia uitați ce vrășfarme ce aveți voi în drumurile voastre sau de la drum, ce cumpăn, aflați o cumpănă a unei femei. Ceva pe curând sau trădare, aici țin de niște răutăți, poate fi și o femeie cu copii, dar poate fi și aici o hărțuire, un necaz care îl fac niște persoane, poate, păguboase. Aflați un secret, aflați o dușmănie, poți ține și de evenimente de pământ, mișcările pământului sau ale focului, iar aerul, care sunt aceste ape, foc, aer, deci toate energiile pământului, pot fi într-adevăr și o vrăjitoare care a pus în mișcare niște energii ale pământului. Acum poate fi și mai de mult, dar văd că poate fi și ceva recent. Și la servici bucurii, în schimb. În lume multă puteți primi vești, musafiri, avea niște vizite, niște întâlniri plăcute, daruri, reușite. Și pe surpriză, iar miracolul, uitați, miracolul Iisus, într-adevăr, miracolul unui copil, miracolul unor vești. Poți ține, într-adevăr, și de mare, poți ține și de niște tineri, de niște copii, de niște, ceva haină militară chiar. Sau, mă rog, aici poți ține și de evenimente că termină școala, ia niște examene, pleacă în vacanță. Dar e cumpănă mare pe drumul sau de la drum, undeva de la drum. Da, e, ori aflați de vreo femeie, iară să fie descoperită vreo femeie, ceva vreo un necaz, cum a mai fost, da, iese din adâncurile pământului, apelor, ceva, legat și de foc, Doamne ferește, aici ce cumpănă poate fi, de serviciile cuiva, da, cumpănă de Doamne, într-adevăr, aici poate ține și din cauza unor daruri. Aici legat și de moralitate, într-adevăr. Poate ce gândesc niște tineri. Da, ce gândesc niște tineri legat de niște tinere sau mai puțin tineri, aici depinde, sunt niște energii mai amestecate. Dar, într-adevăr, ceva pe curând. E vorba ori de o sarcină care poate să fie cu greutate, ori e vorba de serviciile care le face cineva. Văd aici legat de sănătatea mentală, fizică, psihică. Văd aici persoane care urmăresc, hărțuiesc, care au niște, le-a venit o idee. Vor să facă o chestie, dar o fac să aducă lacrimi cuiva, să aducă necaz cuiva sau să păcălească pe cineva și intră cineva într-un necaz. Pentru bucurile altei persoane suferă altcineva. Cam asta din ce pot să spun. Sper să nu fie așa. Miracolul poate ține și de credință, într-adevăr, ține și de familie. Poate veni o revelație prin cineva, un miracol. Haideți să vedem așadar ce se va întâmpla. Deocamdată eu asta am văzut. Sper să fie de bine pentru fiecare dintre voi, pentru că energiile spun că sunt și minuni și miracole și nu toată lumea trece prin necaz și nu o să treacă cu siguranță și sper să nu fie, ci trece generală nu se poate potrivi oricui. Nu trebuie să credeți ce spun cărțile și cafeaua, decât dacă rezonați voi neapărat cu acest gen de situații.
sau, mă rog, veți constata că s-a și realizat ce a fost de bine și că ce a fost de rău nu s-a realizat. Vă mulțumesc că vizionați acest video, vă doresc să aveți o seară minunată, binecuvântată, oriunde ați fi, weekend plăcut, la revedere, să iubiți și să fiți